La noi în țară, cel puțin, nu există Crăciun fără cozonacul perfect. Vreau să vă arăt cum să faceți cel mai bun, cel mai aromat, cel mai pufos cozonac pe care l-ați făcut vreodată și dacă nu ați mai încercat până acum, e bine, nu este atât de greu. Pentru a face un cozonac demențial, aveți nevoie de ingrediente de calitate. Rețeta asta este în special pentru cei care nu ați mai făcut cozonac niciodată și vreți să vă surprindeți familia și pe cei dragi. Misiunea cozonacul de Crăciun începe acum. Hai să facem! Aluatul puteți să frământați și cu mâna, dar dacă vreți să vă ușurați treaba, puteți să folosiți și un malaxor. În bolul malaxorului vom pune 1 kg de făină pentru cozonac de tip 000, foarte important. Făina trebuie neapărat să fie cernută dacă vreți să obțineți pufozitatea extremă. Nu uitați, cantitățile sunt în descriere, cantitățile exacte. Peste gălbenușurile de ouă punem puțină sare, asta va intensifica culoarea de galben și vrem asta să fie cozonacul foarte galben. Amestecăm. Dacă folosiți ouă de casă, cu siguranță cozonacul va ieși foarte, foarte colorat. Adăugăm și zahăr. Când vine vorba de drojdie, ideal este să folosim drojdie proaspătă. Dacă nu aveți proaspătă, puteți să folosiți și uscată. Vă las cantitățile în descriere și pentru cea uscată. Sfărâmăm într-un bol aproximativ 45 de grame de drojdie. Cum am zis și la episodul cu rulouri, zahărul va ajuta drojdia să se activeze. O linguriță de zahăr. Am încălzit lapte cu un baton de vanilie din care am scos semințele. Punem laptele călduț peste drojdie. Aici, dacă nu aveți baton de vanilie, puteți să folosiți și zahăr vanilat, vanilinat, esență de vanilie. Vom lăsa mixul de lapte și drojdie pentru aproximativ 2-3 minute să se activeze. Vrem să dăm acea aromă de Crăciun, deci folosim coajă de portocale. Ideal este să folosiți portocale bio, să le spălați bine, dar dacă nu, puteți să folosiți și coajă de portocale uscată. Puteți să puneți și coajă de lămâie, dacă nu aveți portocale, sau chiar și mix. Coaja de portocale în bol, amestecul de gălbenușuri în bol. Observați cum s-a schimbat din galben în portocaliu, culoarea gălbenușurilor. Și amestecul de drojdie cu lapte. Punem malaxorul la treabă, dacă nu, frământați. Ideal este să frământăm aluatul pentru minim 20-30 de minute. Dacă aluatul arată așa și este compact, înseamnă că putem să adăugăm și 100 de ml de ulei. Ia fiți atenți. L-aranjăm în forma unei mingi, ceva de gen. Acoperim și lăsăm la dospit timp de o oră, o oră jumate la un loc căldut sau până se dublează în volum. Pentru cea mai simplă umplutură, nuci măcinate, amestecate cu zahăr, cacao, puțină sare și adăugăm albușuri de ouă cât să obținem un fel de pastă cu care putem întinde pe aluat. Asta este cea mai simplă umplutură, dar puteți să o variați, puteți să faceți cu mac, cu rahat, cu ce vreți voi. După o oră jumate, aluatul s-a dospit. Perfect! Acum trebuie să-l împărțim în 4 părți egale. E super dospit! E mega, mega pufos! O parte are aproximativ 500 de grame. Întindem și mai presărăm puțină făină, să ne fie mai ușor la întins. Ne folosim de sucitor și mai tragem de fiecare colț ca să obținem forma asta. Umplutura am împărțit-o și pe ea în 4 părți egale și întindem pe fiecare foaie. Și acum rolăm, facem un fel de ruladă care arată așa. O punem pe margine și facem la fel și cu cealaltă jumătate. Celelalte 3 părți, adică. După ce am obținut 2 rulouri exact la fel, le punem în X, una peste cealaltă, după care împletim. Punem prima ruladă peste cealaltă. Foarte simplu. Dimensiunea tăvii este scrisă în descriere. Punem în tavă.
acoperim cu o folie și lăsăm din nou la dospit pentru aproximativ o oră sau până când cresc frumos. După încă o oră de dospit, aluatul a crescut super, super bine. Tot ce trebuie să facem este să ungem cu un ou bătut. La cuptor, 160 de grade timp de 10 minute, după care ridicăm temperatura la 170 de grade. Trebuie să-l ținem în total în jur de 50-60 de minute. Și după 50 de minute, avem cei mai pufoși cozonaci. Primul a ieșit perfect. Și al doilea are mici defecte, dar asta nu contează, fiindcă e vorba de gust și cât de pufoși sunt înăuntru. Vreau să închei cu testul suprem. Rupem în două, nu feliem. Cozonacul trebuie să rupem. De fâșiile astea avem nevoie. Wow! Aștept rezultatele voastre pe Instagram. Nu uitați să dați subscribe, like și share la acest episod ca toată lumea să aibă pe masa de Crăciun cel mai pufos cozonac posibil. V-am pupat! Ciao, ciao!